Zilele trecute s-a decis că Dacian Cioloș va deschide lista la europarlamentare a Reper. Pe surse se pare că simpatizanții Reper Timiș sunt chemați sâmbătă 16 martie la sediul din Timișoara al partidului. Să li se comunice că Raul Olaioș va fi candidatul la primăria Timișoara și va deschide lista la Consiliul Local. Raul Olaioș a confirmat că este foarte avansat în discuții cu cei de la Reper, dar că o decizie din acest punct de vedere va fi luată săptămâna viitoare de către membrii biroului județean, ca propunere de validare a candidaturii de către Biroul Național. Am primit o informație conform căreia sâmbătă veți fi anunțat drept candidatul Reper pentru primăria Timișoara. Ați ajuns la un numitor comun? Care este punctul dumneavoastră de vedere? Aproape, aș formula într-un cuvânt. Suntem foarte avansați în discuții. Acum, sâmbătă are loc într-adevăr o întâlnire cu simpatizanții Reper la care am să particip, în care vom discuta și scenariul asumării candidaturii la primăria Timișoara din partea mea și a deschiderii listei de consilieri locali, dar decizia formală se va lua probabil săptămâna viitoare de către biroul județean ca propunere de validare a candidaturii către biroul național. În acest context, într-adevăr, sunt marea majoritate a punctelor, să spunem așa, închise. Sunt discuții de nuanță pe care sper să le finalizăm undeva săptămâna viitoare. Deci cumva nu confirm efectiv că voi fi anunțat sâmbătă ca și candidat și să închidem acest capitol de negociere. Suntem foarte aproape, într-adevăr. Totodată, deputatul Daniel Todd ar putea fi candidatul Reper Timiș la președinția Consiliului Județean.